Domnul Lepcic, vă rog frumos. Și apropo, vom semna, avem pe masă cele două protocoale pentru înfrățirea celor două orașe. E o reparație istorică și vrem să ne înfrățim. Vă mulțumesc, domnul primar. Bună ziua! Ne bucurăm enorm de mult să fim alături de dumneavoastră astăzi pentru prima oară, cerneuțenii și cei din Hotin, din Rucșin, cum primar, avem alături de noi. Încercăm, prin intermediul acestor oameni, să redobândim patria. Cei bucoveneni de aici, basarabeni de aici și cei de acolo să ne învrățim, să aducem informații cât mai mult, mai multe unul despre altul. De asemenea, vă aduc gânduri bune din partea tuturor românilor din regiunea Cernăuți, unde locuiesc peste o jumătate de milion, din partea Centrului Bucovinean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești de la Cernăuți. Sperăm ca ale noastre instituții, Școala Populară de Artă, Televiziunea Real TV în limba română, să fie prezente și la Horezul pe viitor, să știm cât se poate de mult unul de altul și cel mai bine să cunoaștem istoria noastră, acea adevărată, pentru că până acum am cunoscut ceea ce mi s-a impus. Cu mare plăcere vi-l prezint pe domnul primar de Hotin, care a fost cu inima deschisă pentru această colaborare și astăzi dovadă că este aici și este gata să semneze un acord de înfrățire, un acord de colaborare bilaterală internațională, care sperăm să o extindem cât se poate de mult acolo, în Ucraina și aici în România. Domnul primar de Hotin, Mykola Golovliov. Bună ziua, dragi jetele mista Horezu. Bună ziua, dragi locuitori a orașului Horezu și oaspeți. Bună ziua, goste mista, zaproșeni, bună ziua, prezedie, domn primar și goste. Aducem cuvinte de salut domnului primar, domnului președinte, domnului prefect și tuturor oaspeților orașului Horezu. Я з великою радістю відгукнувся на запрошення примаря пана Миколи відвідати сьогоднішній фестиваль. Cu o mare plăcere și bucurie am răspuns invitației domnului primar și mă simt onorat să asist astăzi la această frumoasă sărbătoare. У нас місто Хотин також історичне місто, якому більше тисячі років. Orașul Hotin este un oraș foarte vechi în Europa, de fapt, care are peste 1000 de ani. У нас є чудова Хотинська фортеця, до якої мав пряме відношення Ștefan cel Mare. Și mândria noastră este cetatea de la Hotin, care a fost construită și a avut o, a fost de fapt un reper pentru Ștefan cel Mare. Я гадаю, після підписання меморандуму нас чекають велика кропітка і приємна робота щодо розвитку наших спільних громад, як міста Хотин, так і міста Хорезу. Pun speranțe foarte mari pe acest acord de colaborare, în continuare să putem dezvolta infrastructura, dar și să lucrăm într-o binele comunităților din Horezu și Hotin. Дякую. Більше я зможу навчитися і побачити під час вашого фестивалю. Vă mulțumesc foarte mult. Sper să învăț și eu foarte multe vis-a-vis de organizarea acestui frumos festival aici la Horezu și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Welcome to Hotin. Vă așteptăm la Hotin. Vă mulțumesc mult de tot și sper ca șederea dumneavoastră în Horezu să fie plăcută și foarte constructivă. Dați-mi voie să dau cuvântul reprezentantului guvernului în județul Vâlcea, domnului prefect Florin Marin. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, în primul rând, domnule Nicolae Sărdărescu, fost coleg și actual primar, în primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Faptul că de 47 de ani se organizează aici un târg al ceramiștilor arată că a devenit emblematic pentru zonă, pentru un oraș și o zonă de o frumusețe aparte. Permiteți-mi ca în numele instituției prefectului, al meu personal, să vă doresc multă sănătate, dumneavoastră celor prezenți, să-l felicit pe domnul primar pentru organizarea acestei manifestări, să salut prezența delegaților din Cernăuți și Hotin și să sperăm că
veți materializa într-un timp foarte scurt acest protocol de colaborare. Iar dumneavoastră, locuitorilor orașului Horezu, vă doresc să aveți niște clipe minunate, să vă bucurați de acest târg. Vă mulțumesc! Thank you.